Coliziunea s-a produs în fața unui parc auto de la intrarea în localitatea Vernești. Autoturismul Cielo al primăriei Pârscov se deplasa de la Buzău către Vernești și a virat la stânga spre intrarea în parcul auto. Șoferul autovehiculului nu a observat însă că din față se apropia o motocicletă condusă de un bucureștean de 28 de ani, în spatele căruia se afla iubita acestuia de 21 de ani din Unguriu. Pe DN10, în localitatea Vernești, s-a produs un eveniment rutier în care două persoane au fost accidentate ușor. Un motociclist care circula din direcția Nehoiu către Buzău a fost acroșat de un autoturist care circula din direcția Buzău către Nehoiu, iar în momentul când acesta a dorit să efecteze virajul la stânga, nu s-a asigurat corespunzător și a intrat în coliziune cu motociclistul. Din impact, cei doi tineri au fost aruncați de pe motocicletă. Tânăra a rămas întinsă pe șosea până la sosirea ambulanței, în timp ce bărbatul a reușit imediat să se ridice. Amândoi au fost transportați la spital cu răni în stare mai gravă, fiind tânăra, care a suferit leziuni la coloana vertebrală. Evenimentul de astăzi seamănă izbitor cu cel produs sâmbătă după amiază pe șoseaua de centură a orașului Buzău. Un tânăr de 36 de ani din București și-a pierdut viața după ce a intrat cu motocicleta într-o mașină condusă de o constanțeancă de 66 de ani. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede clar cum autoturismul virează către o benzinărie, moment în care este lovit în partea dreaptă de motocicleta care nu mai reușește să oprească la timp. Motociclistul, care se deplasă cu viteză, a observat prea târziu mașina și, cel mai probabil, nu a mai putut evita impactul.